ora actuală avem 21 de avioane care sunt în dotarea forțelor aeriene române. 10 dintre ele sunt pe unitatea militară, unde este și școala de aviație de la Boboc, lângă Buzău, iar 10 sunt la unitatea militară de la Bacău. Cele de la Bacău, cele 10 de la Bacău au fost modernizate începând cu 1997 și sunt modernizate actualele șoimuri care există. Iar cei de la Buzău sunt avioane IR-99 standard. Ce înseamnă acest standard? Înseamnă că au fost echipate cu echipamente din vechea generație, adică echipamente care au fost produse în fostul RSS, în fosta Iugoslavie, China chiar. Acum, aparatura modernă care se va pune pe aceste avioane, compatibilă cu F-16, este aparatură care are ca bază un computer central care dă informații spre mai multe display-uri și head-up display. Deci este un avion super, super modernizat. Din 2015 suntem autorizați pentru mentenanța aviației civilă, part 145, ținând cont și de dezvoltarea care este la ora actuală a aeroportului. Încercăm să pregătim și să putem intra în colaborare cu un operator care va fi pe acest aeroport, să putem face mentenanță. Suntem autorizați ca bază, hangarul nostru este autorizat pentru asta, avem și, într-adevăr, foarte puține autorizări pentru persoanele care certifică lucrările. Singura problemă este că nu avem încă un contract cu aceste persoane, cu acești operatori. Am vorbit și cu doamna directoare, încercăm ca anumite module, pentru că știți că să obții o autorizare la autoritatea aeronautică este nevoie ca cel care depune acest dosar pentru autorizare să aibă trecute niște module care pot fi recunoscute prin cursuri la o facultate, chiar la un liceu, putem merge până să acumulăm aceste module. Și ne gândim că în momentul când un absolvent termină liceu deja de aviație, să zicem că poate deja câteva dintre aceste module să le aibă în așa fel încât când va merge la autoritate să meargă mult mai ușor cu această autorizare. Pentru avionul F-16, centru de mentenanță a fost desemnat Aerostar Bacău. Ca să fim foarte sinceri cu noi, este imposibil ca o singură societate să ducă la capăt singură să facă aceste lucrări de mentenanță pentru avioanele F-16. Ca dovadă, avioane Craiova este centru de mentenanță pentru avioanele IR-99 și noi, o parte din activitățile noastre, mă refer la echipamentele de hidraulică, echipamente de climatizare, tupitoi eventual, sunt date către Aerostar Bacău. La fel o să colaborăm și noi împreună cu cei de la Aerostar, o să colaborăm cu ei pentru această mentenanță la F-16. Dar ca activitate de viitor, pentru că, hai să zicem așa, la modă este această situație cu aceste drone, avem în perspectivă ca să ne dezvoltăm foarte mult activitatea de proiectare din societate, în așa fel încât să venim cu o propunere concretă pentru Armata României, pentru o dronă din aceasta. Ministerul Economiei ne-a ajutat foarte mult în acest sens, pentru că știți că, în general, confecționarea unei astfel de drone, mă refer la fuselajul ei, este din materiale ultra ușoare. Săptămâna viitoare, pe 23, o să vină o firmă din Germania pentru instalarea unei etuve destul de mari, în așa fel încât să intre o aripă de avion în ea și să putem să confecționăm elemente necesare pentru construcția unei drone. Așa cum v-am zis, lucrăm și la zona de proiectare unde încercăm să aducem ingineri de la facultate de aici care să eventual să întocmească un proiect să putem să ne prezentăm. De asemenea, avem contact cu turcii de la Bayraktar, să sperăm că poate din programul lor de offset putem obține ceva, o colaborare cu ei, pentru că au destul de multă experiență și ați văzut ce succes au avut cu dronele lor. Câți angajați mai are în acest moment avioane greu? La ora actuală sunt 267 de angajați și mai avem și locuri vacante și locuri suspendate. La ce mă refer locuri suspendate? În ultimii 10-15 ani de zile, din societatea noastră au plecat în Israel, Italia, Cehia, Belgia chiar, specialiști de-ai noștri care lucrează acolo, lucrează pe avioane civile, lucrează la întreținere, au lucrat unii și la partea militară și de comun acord le-am suspendat contractul pentru că noi nu-i vrem să-i pierdem și când o să avem nevoie să încercăm să-i readucem în societate. Da.
În total ar fi 321 de oameni cu locurile suspendate. Are viitor avioanele? Eu zic că da, într-adevăr am trecut prin momente foarte grele, cum a trecut de fapt toată zona economică și industrială a Craiovei. Au fost anii 2008-2009, chiar 2010, când într-adevăr am trecut prin momente foarte grele, când greu ne-am redresat, dar în ultimul timp am făcut cel mai mare pas în sensul că am scăpat de datorii, nu avem la ora actuală decât datorii la bugetul local, la Ghercești, de unde aparține societatea, pe care încercăm să le eșalunăm și să încercăm de aici să scăpăm, să fim cu adevărat curați.